Ok, și pentru că la fel ca data trecută când filmam topul 10 albume Iris, vorbesc prea mult uneori, e defect profesional. După cum am zis, telefonul meu filmează 10 minute, decât 10 minute, doar 10 minute în 4K. Trebuie să reiau acum, că eu vorbeam de unul singur și mi-am seama, bă, dar asta nu mai funcționește. Mai funcționează. Ok, deci locul al doilea este Stai în poala mea. Singurul album glam, unul din puținele albume glam metal din țară. Îmi place foarte mult, așa să vă zic câteva melodii de pe acest album, Stai în poala mea, Ai o oră să te distrezi, Vise în buzunar, M-am săturat, Radio, Sida, Mama e o baladă excepțională, Stai în poala mea, Noapte nebună este melodia mea preferată de pe acest album, Stai în poala mea, Noapte nebună, O să fie bine, Banii ochiul dracului, iarăși o melodie în forță, și Simona. Sunt două balade la finalul fiecărei părți, Mama și Simona. Sunt și melodii de umplutură, gen Radio și Sida, e o melodie ok. O să fie bine, e un album, v-am zis, locul 2, îmi place foarte mult. Stai în poala mea, când voi găsi coperta, voi face o poză și vă voi arăta cam acest album. Și e singurul semnat, v-am zis, de la trupa Holograf. Ok? Am ajuns la locul 1, cel mai bun album Holograf, după umila părere, este Holograf, Banii vorbesc. De pe acest album, Mafia, Femeie tu, Spune pe bune. Pe albumul ăsta se simte o influență Whitesnake, așa de singur, baladă foarte ok, Unde ești, iarăși o baladă foarte reușită care e refăcută pe Supersonic, Via Istanbul, melodia mea preferată de pe acest album, Banii vorbesc, bineînțeles, Rază de lumină, iarăși o melodie foarte bună, iar Hashtag foarte mult, foarte tare, iar pe casetă și pe CD, dacă există CD, nu știu sigur, probabil există și CD cu Banii vorbesc, pe casetă era melodia noua Ești tot ce mai am, care sună foarte, foarte asemănător cu o piesă de la XYZ, trupa XYZ, Heaven, am impresia că se cheamă piesa, mai ales refrenul, Stai, ești tot ce mai am, cum ar fi dacă ar cânta Cristi Minculescu în formația Holograf. Oricum, Dan Bittman a cântat în Iris o perioadă, așa că și cu Adi Lie în trupa Incognito, dar asta e altă discuție pentru un alt clip. Ok, deci haideți să reluăm puțin. Bineînțeles, melodia asta Ești tot ce mai am a fost refăcută de băieți și și au schimbat și numele, se numea pe Holografica, după cum v-am zis, în anul 2000 se numea Am rămas doar noi, piesa. Da, e aceeași temă, e aceeași idee. Bun, reluăm, locul întâi pe top 10 Holograf albume, Holograf, Banii vorbesc. Așa, locul al doilea, Stai în poala mea. Locul 3, Holograf 4, chiar dacă e single. Locul 4, Holograf 2. Locul 5, Holograf 3. Locul 6, Holograf Supersonic. Locul 7, Holografica. Locul 8, Pur și simplu. Locul 9, Taina. Și pe ultimul loc, locul 10, Love Affair. Repet, aceste ultimele trei albume, Love Affair, Taina și Pur și simplu, nu l-am ascultat foarte mult, știu melodii de pe aceste albume, sunt albume ok în zona pop, e o zonă mai comercială pentru a fi cât mai, să prindă cât mai mult public, cât mai plăcuți pentru mai ales publicul feminin, nu știu câți din rockerii vechi sau adevărații metalheads mai ascultă Holograf în ziua de astăzi. I-am văzut la un concert, cred că noi avem un festival aici în Iași, dacă nu știți, cel mai cunoscut festival din România, Sfânta Parascheva. Și am văzut la acum 2 ani au venit în Iași și mi-a plăcut foarte mult concertul lor. Deci live este o formație foarte bună rock, Holograful. Îmi pare rău că nu mai cântă din melodiile de pe primele albume așa de mult, dar e o formație ok. Și sper să scoată un album, probabil următorul album ar fi super ok, băieți, dacă ați face un album mai hard rock, dacă se poate, măcar 5 melodii din alea 10. Ok, mulțumesc mult că v-ați uitat la clip, nu uitați, mai am două clipuri în care tot așa porționate, partea 1, partea 2, cu top 10 albume Iris,
Scrieți-mi topul vostru 10 albume holograf, vă rog frumos, haideți să intrăm în discuții. Dați și mai departe acest clip și clipurile pe care le postez eu pe pagina mea de Facebook și pe canalul meu de YouTube, Alexandru Arnăutu Vraciu. Dați-le mai departe să le mai vadă și alții. Mulțumesc și ne auzim la următorul clip. Probabil va fi un top 10 compact sau top 10, deși nu cred că au 10 albume Phoenix. Da, un top. Top Phoenix, top compact, urmează și top celelalte cuvinte și după aia trecem ușor, ușor, dar sigur, la formațiile din afară. Iron Maiden și Iris. Mulțumesc mult! Și trebuie să menționez acest album care îmi place foarte mult de la formația Holograf. Mulțumesc, o zi bună, la revedere! Thank you! Thank you!